Pe imaginele surprinse de camera de supraveghere din incinta Casei de Cultură, se vede cum mai multe persoane ridică pianul și îl scot din sala de spectacol, care trebuia pregătită pentru Festivalul Internațional de Nai, Gheorghe Zamfir. Arătată cu degetul este directoarea Casei de Cultură din Găiești, care și-a dat acordul ca pianul să iasă din incinta clădirii, fără să se știe unde exact. L-am sunat pe domnul primar de vreo 2 ori și nu mi-a răspuns, ca să-l întreb ce pot face cu pianul, și atunci am luat hotărârea singură ca acest pian să-l depozitez temporar undeva pentru a nu-l deteriora mai mult decât este. Chiar dacă nu mai era funcțional, pianul era considerat o piesă de valoare inestimabilă. Primarul spune că muncitorii care l-au ridicat, angajații primăriei, l-au cărat cu un tractor, l-au dezmembrat și l-au distrus. Am constatat cu stupoare, că acesta este cuvântul, că acolo pe scenă exista un pian și noi am reparat scena cu tot, am scos podeaua, tot ce a fost acolo și trebuia mutat pianul. Și am aflat, îngrozit aproape, faptul că pianul a fost ridicat de acolo cu un tractor, urcat în tractor și dus undeva cu o destinație, pot spune, cunoscută. În acest moment am dispus o anchetă la nivelul primăriei orașului Găiești. Există o comisie care analizează și deja aproape de finalizare, în sensul că au fost luate note explicative absolut la toți factorii implicați, directoarea Casei de Cultură, șeful sectorului străzi, domnul Stănescu, toți muncitorii care au mers acolo, toți salariții Casei de Cultură. Pianul fusese adus în Găiești în anul 1963 de la Palatul Culturii din Pitești și avea aproape 100 de ani. La Sera Orașului, acolo unde susține directoarea Casei de Cultură că a trimis pianul, tăcerea e de aur. Nimeni nu vrea să spună ce s-a întâmplat cu instrumentul muzical. Dar știți de un pian de la Casa de Cultură care ar fi fost dezmembrat aici? Nu aveți idee. Pe cum nu știți că doamna directoare spune că a luat legătura cu dumneavoastră? Nu știu, doamna directoare nu știe. De la dumneavoastră venim acum din joc. Haideți, stați puțin să vorbiți cu dumneavoastră. Da, nu, domnule, da, nu. Aveți ceva de ascuns? Eu? Da. Hai, domnule. Primarul orașului spune că va sesiza inclusiv poliția pentru a stabili cine se face vinovat de distrugerea pianului. Directoarea riscă și ea să rămână fără post.